Cine a spus că Mario Frey și iubita lui nu se potrivesc? Ei bine, s-a înșelat! Din contră, cei doi îndrăgostiți se completează perfect! Dacă el face toate eforturile pentru a asigura că bolidul lui de lux este în regulă, ea stă deoparte și le admiră mândră. Paparații au surprins pe Mario Frey și pe Alexia Eram în locul pe care artistul se pare că îl frecventează cel mai des, Anume, benzinăria. Cântărețul și-a analizat mașina pe toate părțile, în timp ce Alexia Eram a stat cu minte în autoturism. Artistul a mers să cumpere aditiv pentru mașină, apoi l-a turnat cu grijă. La un moment dat a coborât și iubita lui, însă, dacă credeți că și-a dorit să-l ajute, e bine, v-ați înșelat. Alexia Eram a vrut să-și cumpere o înghețată, iar Mario Freș parcă a și uitat de aditiv, așa că a mers în fața frigiderului pentru a-i asculta poftele iubitei sale. După minute în șir de negocieri, Alexia era i a indicat iubitului său ce înghețată își dorește, iar el a ales-o din frigider și au mers împreună să o plătească. După ce au ieșit din benzinărie, Alexia era s-a retras înapoi în autoturism cât Mario și-a făcut treaba. Cântărețul a mai dat câteva ture în jurul mașinii și, după ce s-a asigurat că totul este pus la punct, și-a pus aditivul la făcut-o în bagaj și au pornit la drum. Și ce nu face Mario Fresh pentru a doua lui iubire mașina? La semafor, artistul a coborât din mașină și și-a scuturat hainele, semn că este destul de strict în ceea ce privește curățenia interioară și că nu vrea nici măcar o primitură în bolidul lui de lux. Iubita lui Mario Fresh pare să fie pe placul părinților lui. Zilele trecute, Alexia era a fost surprinsă stând de vorbă la o terasă cu mama soacră, zâmbind cu gura până la urechi, în timp ce artistul și tatălui își făceau câte o schimbare de look de milioane.